Model de evaluare 2014 de pe edu.ro, subiectul 3 roman, problema 2. Întreg subiectul îl găsim pe site matpdr.com. Ne ocupăm aici de problema 2. În figura 3 este reprezentat schematic un cort în formă de piramidă patrulateră regulată VABCD, în care VA este egal cu AB egal cu 4 metri. Intersecția diagonalelor AC și BD se notează cu O. Arătați că OA este egal cu OV. Vom redimensiona puțin piramida pentru a adăuga pe ea notațiile care ne sunt utile. La examen, desigur, ne refacem desenul pe foaia de examen și avem faptul că AC și BD se intersectează în O. Deci notăm și intersecția celor două diagonale cu O. Și faptul că VA egal cu AB egal cu 4 metri, ceea ce ne putem nota și pe desen. AB, la fel și BC, și VA, și VB, și VC de 4 metri. Am încercat să adăugăm pe cât mai multe din muchii, în așa fel încât să nu ne încurce desenul. Ne notăm și înălțimea, VO, și ne reprezentăm pe desen, pentru a avea cât mai multe elemente utile în această problemă. Și ni se cere la punctul AMIC să arătăm că OA este egal cu OV. Pentru aceasta, trebuie să aflăm atât OA cât și OV. După cum știm, ABCD este un pătrat. Baza piramidei patrulatere regulate este un pătrat, iar AC este diagonală. După cum știm, diagonala pătratului este egală cu latură radical din 2, motiv pentru care AC, care este diagonala pătratului, este egală cu 4 radical din 2 metri. În pătrat, diagonalele se înjumătățesc, motiv pentru care OA este jumătate din diagonala AC. Deci rezultă că OA este jumătate din 4 radical din 2, adică 2 radical din 2 metri. Am aflat atunci lungimea lui OA. Pentru lungimea înălțimii VO, putem aplica teorema lui Pitagora în triunghiul dreptunghic AOV. La examen vom justifica faptul că VO e perpendicular pe planul ABCD, motiv pentru care AOV este un triunghi dreptunghic. Acum însă ne scriem AOV este dreptunghic în O și rezultă, conform teoremei lui Pitagora, faptul că AV la a doua este egal cu AO la a doua plus OV la a doua. Teorema lui Pitagora. Înlocuim cu valori cunoscute, respectiv AV înseamnă 4, deci avem 4 la a doua este egal cu AO la a doua, care este 2 radical din 2 la a doua, plus OV la a doua. Este echivalent mai departe cu 16 egal cu 2 radical din 2 la a doua, 4 ori 2, care este 8, plus OV la a doua. Atunci OV la a doua va fi 16 minus 8, adică 8, de unde ne rezultă faptul că OV este radical din 8 metri, adică, dacă efectuăm scoaterea factorilor de subradical, 2 radical din 2 metri. Iată deci OV 2 radical din 2 metri, de unde rezultă că OV este într-adevăr egal cu OA. Și am rezolvat punctul A mic. În continuare, punctul B. Calculați câți metri pătrați de pânză sunt necesari pentru confecționarea cortului, știind că toate fețele sunt din pânză, inclusiv podeaua. Se neglijează pierderile de material. Practic, trebuie să calculăm suprafața totală a cortului, ceea ce înseamnă area totală.
Iar area totală a piramidei, după cum știm, este area laterală plus area bazei. Formula pentru area laterală este apotemă ori perimetrul bazei supra 2. Înseamnă că avem de calculat apotema. Ne construim atunci o apotemă și cea mai vizibilă ar fi apotema din V, B, C. Deci perpendiculara din V pe BC, pe care o vom nota VM. Aceasta se întâlnește cu apotema bazei, dacă cunoaștem cât de cât piramida patrulateră regulată, ceea ce înseamnă că apotema o putem calcula din două triunghiuri dreptunghice diferite, atât din triunghiul dreptunghic VOM, cât și din triunghiul dreptunghic VMC. Alegem triunghiul dreptunghic VMC. După cum știm, VBC este un triunghi isoscel, ba chiar mai mult, în problema noastră, deoarece VC, VB și BC sunt toate egale, este un triunghi echilateral. Atunci, VM, care este înălțime în triunghiul echilateral VBC, va fi dată de formula latură radical din 3 pe 2, formula pentru înălțimea în triunghiul echilateral. Este egal cu latura triunghiului VBC este de 4, deci 4 radical din 3 pe 2. Efectuăm simplificări. Ne rămâne 2 radical din 3 supra 1, adică 2 radical din 3 metri. Iată deci apotema 2 radical din 3 metri, iar în acest mod nu mai avem nevoie să folosim teorema lui Pitagora. Desigur, după cum am mai spus, se putea și folosind teorema lui Pitagora fie în triunghiul VMC, fie în triunghiul VOM. Avem atunci apotema, putem relua calculul ariei laterale. Apotemă, adică 2 radical din 3, ori perimetrul bazei, baza este un pătrat cu latura de 4, deci perimetrul va fi 4 ori 4, adică 16, supra 2. Este egal mai departe cu, efectuăm și simplificările necesare, 2 cu 2 se simplifică, rămâne 1 și la numărător și la numitor, deci este egal cu 16 radical din 3 metri pătrați. Aria bazei, deoarece baza este pătrat, se calculează folosind formula latura la 2. Latura este de 4, deci este 4 la 2, adică 16 metri pătrați. Iar atunci, aria totală, pe care ne-o vom scrie cu roșu, este de aria laterală, adică 16 radical din 3, plus aria bazei, adică 16 metri pătrați. Aceasta este aria totală a cortului și cantitatea de material de care avem nevoie. La final, punctul C. Determinați distanța de la punctul O la o față laterală a piramidei patrulatere regulate VABCD. Ne trebuie deci distanța de la O la una din fețele piramidei. Deoarece am construit deja apotema VM, vom folosi fața laterală VBC și vom calcula distanța de la O la VBC. Cum a partea dificilă aici, este unde se află piciorul perpendicularei din O pe planul VBC. Iar pentru aceasta trebuie să folosim reciproca teoremei celor trei perpendiculare. Ne eliberăm puțin spațiu de lucru, respectiv punctul A mic, și ne notăm punctul C și începem să folosim teorema celor trei perpendiculare. În primul rând, dacă nu știm, și este bine să justificăm oricum, faptul că apotema și apotema bazei sunt concurente în punctul pe care l-am notat cu M, și acest lucru îl putem justifica folosind teorema celor trei perpendiculare. Adică, știm că VO este perpendiculară pe planul bazei, pe planul ABC. Am construit în continuare OM perpendiculară pe BC,
iar OM și BC sunt incluse în planul ABC. Motiv pentru care, conform teoremei celor trei perpendiculare, VO perpendiculară pe plan, OM perpendiculară pe BC în plan, rezultă că VM este și ea perpendiculară pe BC. Acest lucru îl vom folosi la reciproca teoremei celor trei perpendiculare cu care ne vom construi distanța din O pe plan. Și anume, construim distanța din punctul O pe dreapta VM. Deci perpendiculara din O pe VM. Și vom demonstra faptul că O, și o notăm eventual cu K, OK este perpendiculara pe planul VBC și implicit distanța de la O la planul VBC. Pentru a justifica acest lucru, vom folosi reciproca teoremei celor trei perpendiculare și vom urmări dreptele OK, KM, BC și OM. Am evidențiat cu roșu și după cum se vede aici avem din nou construcția teoremei celor trei perpendiculare. Folosim deci, am spus, reciproca, care va zice în felul următor. OK perpendicular pe KM, KM perpendiculară pe BC, BC perpendiculară pe OM. Implicit, OK este perpendiculară pe plan. Ne scriem acest lucru, deci OK este perpendiculară pe KM sau pe VM. KM este la rândul ei perpendiculară pe BC. Acest lucru l-am demonstrat anterior, deoarece VM este perpendiculară pe BC, iar KM este parte din VM. Am zis deci KM perpendiculară pe BC, iar BC este perpendiculară pe OM, lucru care l-am folosit de asemenea la teorema celor trei perpendiculare pe care am folosit-o anterior. Astfel, OK e perpendiculară pe dreapta KM, care e perpendiculară pe dreapta BC, cele două se află în planul VBC, BC perpendiculară pe MO sau OM perpendiculară pe BC și de aici, implicit, OK este perpendiculară pe plan. Ne scriem deci și faptul că dreptele KM și BC sunt incluse în planul VBC. De unde ne rezultă, conform reciprocei teoremei celor trei perpendiculare, una din reciproce, știm că avem două, faptul că OK este perpendiculară pe planul VBC. Aceasta a fost partea dificilă, să stabilim care este perpendiculara pe plan. Dar atenție, în problemele cu piramidă patrulateră regulată, perpendiculara din centru bazei pe fețele laterale va fi perpendiculara pe apotemă. Ce mai putem întâlni ca eventuală cerință la piramidele regulate? Unghiul diedru, dintre una din fețele laterale și planul bazei, care se găsește tot aici, între cele două apoteme. Desigur, nu a fost cazul în această problemă. Atunci, cum îl aflăm pe OK? Păi, OK este înălțime în triunghiul dreptunghic VOM. Și atunci, deoarece OK este înălțime în VOM, înălțimea în triunghiul dreptunghic se poate afla cu formula catetă ori catetă pe ipotenuză. Atunci, OK este egală cu prima catetă este VO, pe care am aflat-o, 2 radical din 2, ori cea de-a doua catetă este OM, iar OM este linie mijlocie în triunghiul ABC, deoarece O și M sunt mijloace de laturi și OM va fi jumătate din latura pătratului, jumătate din AB, adică 2. Deci este 2 radical din 2 ori 2 supra ipotenuza, care este VM, de 2 radical din 3. Simplificăm 2 cu 2. OK este egal atunci cu
2 radical din 2 supra radical din 3. Raționalizăm cu radical din 3 este egal cu 2 radical din 6 pe 3 metri. Iată, deci, distanța de la O la planul VBC este de 2 radical din 6 pe 3 metri. Și aceasta a fost problema 2 din subiectul 3 roman al modelului de evaluare postată pe edu.ro pentru 2014. Reținem, subiectul întreg se găsește pe site. Folosiți site-ul cu încredere. Veți găsi și alte subiecte de examen și alte probleme utile. Mult succes în continuare!